Pentru ora asta a fost anunțat primul protest masiv împotriva noii guvernări. Am venit în centru, dar nu prea văd protestatari nici la guvern, nici la monumentul Ștefan cel Mare. Mă duc să văd la Parlament și președinții. Că doar nu fi protestând la gară. Oricum, circulația pe Bulevardul Central văd că nu e oprită. Semn că protestul oricum nu e foarte mare. S-au ieșit la Mold Expo. Că la circ nu erau, vin dincolo, din vale. Hai că să văd ceva protestatari și protestatare în fața Parlamentului. O mână de oameni. Este drum. Mai sunt observatori. Probabil gură cască, opozanți, SIS. Vede lumea și crede că ești aici. Să creadă și vrea fiecare, e dreptul să greșească, să dea greșească. Voi nu vă dați seama și faceți. Voi criminalizați procuratura și veți să spătiviți din vreau. S-a întâmplat. Dar teoria arată că mafia, iată, Uniunea Sovietică s-a exprimat, dar Uniunea Sovietică criminală există. Și mafia procurorilor există. La mitingul socialiștilor vorbește de rău despre Uniunea Sovietică, nu pot să cred. Acest morar dormea și visa să iei locul în Chitovacă. Chitovacă undeva de 10-11 ani, când a fost procuror, Zucula, Burin, Zapușni și așa mai departe, ăștia erau procurori așa, pentru urmă. Dar procurorul general real a fost Chitovacă. El de educație, el făcea toate. Și iată când se spunea Thank you. Ei o strâns ca gașca asta și anume restabilesc în diferite funcții. Și dacă n-ați fi opriți, oamenii ăștia se duc în greu foarte mari țări. Alexandru Stoianopoulos n-a fost primit din primele zile. Încă când merge concursul. Încă când? Atunci când merge concursul. Dacă vorbește Varea Deacov, să ne înveți cum să facem. Dar cine este Deacov? Să ne înveți cum să facem justiție, că el știe mai bine cum să facem justiție la noi în Moldova. Eu mă duceam în parc și-a la film. Știi că la Odeon este film românesc. Cu intrare gratuită. Dar trebuie certificat de vaccinare. Nu poți intra acolo. Îți protestezi să-i plătești niște lei. Îți trebuie să-i provoci. Dar pe-i merită. Hai să luați în bol și mă filmez până. Uite pe Varea Deacov. А снимей псу саму сейчас. Зачем? А, мой сестра. Ну? Ну? У нас прижили до куча листа. А шелку. Вообще крестов на фуре. Что по кресту получала бы какую-то номер? Ну, как и полицай. Саша, ты не стерестез? Eu nu știu să mai vreau și eu nu am unde, eu am promis, eu am promis poporul, am promis colegii, am să creăm un colectiv. Da, 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 da. Oameni buni și nebuni și pe care ne putem. Oamenii de acolo ne învață mult despre justiție și despre statul de drept. Oamenii de acolo. Dragul Dumnezeu de acolo a fost procuror municipal și el a luat cuvântul cu poate și povestește el despre statul de drept și despre magistratură și cum ar trebui să fie mai bine să mă ajute în dați, că nu mă fac un mod. Nu toate regulile. Nu știu dacă eu vreau să susțitare, nu știu cum mai știi, care fac să merge, asta e să fac să fie organism. Eu nu poți deveni penal, s-a început dosar penal. Când ești cercetat penal, nu poți să ții funcția asta. Da, dar acolo am trecut și scarul și acolo a apărut și trebuie mai desfie ca contestație. Ei așa aveau plan, da, trebuie să-l audieze, să-l verifice, să-l... Nu, da, exact, există o contestație și mai întâi aia trebuie să fie verificată. Atunci trebuie așa să întâmplă dacă așa legislația, numai când ceva acolo. Situația asta. Oricum, dacă acum așa este situație, trebuie să rezolvi contestația asta și mai este. După aia să ia pe sus. Acum înțeleg că și SIS-ul l-a luat pe sus, trebuia să dea pe sus. Poate fi motiv de procedură, e și oamenii să se revolte. Că de ce au fost arestat Stoianovul fără ca să se respecte procedurile și drepturile. Așa cum spui tu, el a fost arestat de... Procedură, da? Cu încălcări de procedură. Fost arestat cu încălcări de procedură. Acum, dar oamenii se clasă numai cu oamenii care s-au adunat aici, nu protestează cu cineva, dacă nu s-au fost. Reținut și arestat la dărbire. Da, eu am mai vorbit cu niște tineri proletari și spun că susținem și Stoiana Ută. Stoiana vorbite, au spus că susțin ei și Stoiana Ută să fie medicală. Alea faci, nu susținem și nu. Dar el o avut drept așa. Și iată moral, undeva o lună, nu s-a reușit, acum am jucat. Și de acolo este proteziție. Unde dacă mă trăiesc, eu mă întâlnesc oficial și neoficial. Mă întâlnesc cu продемонстрировал Фаину, ее ссылку перенял личные морали, помогали людям, которые так они сыграли на уроке чистого гуманитария. Acest născut. El se întâlnește și azi. El e înscris. Am document. El se întâlnește cu 106 și 9. Eu nu